suferă consecințele. Alo, sculare? Scularea, că e ceasul 12? La ora asta până la ora să dormiți? Da, și lasă-mă să mă culc. Cum să te las să te culci? Ce, la hotel? Unde sunteți, mămică? Da, tu n-ai dat la ce ora de aseară? Treceți, mămică, să vă așez masa, să mâncați. La ce ora de aseară? Pe unde ați colindat? Da, ce ia uite ce aici, aia. Nu pot să mă duc, că trebuie să stau să fac mâncare, să spăl vase, să fac curățenie. Mărțișoarele, am plătit loc în stație ca să plecați să le vindeți. Păi mă duc eu cu mărțișoare. De ce? Atunci ce s-aduce? Ce mâncați dacă nici de-astea nu vindeți? Ți-ai adus femeie să te culci la 12, să stai până ești la hotel. Astea ce facem cu ele? Lasă, aruncă-le la gunoi. M-am împrumutat de bani. Astea ce facem cu ele? Ia uite cum și-a de pungile aici. Ia uite cum și-a de pungile aici. Dă-i drumul că cine vinde astea? Sau femeie bătrână ca să le vând eu în stație? Hai, dragă. Și voi stați și vă culcați? Până la ora asta? Aici e bordel? Da. E bordel, mămică? Lasă-mă, fă, mamă, în pace odată. Dă-i drumul aici. Cum să te las? Păi e bordel aici. Păi ce să fac? Cum ce să faci? Ai adus luna trecută alta, acum ai adus-o și pasta. Asta hibernează în pat. Asta rămâne de tot. Rămâne de tot? Nimeni, da. Când rămâne de tot? De tot. Când rămâne de tot? De și tot. Astea, păi, dacă nu te duce la muncă, măcar astea să mi le vândă. Nu vând, doamne, nimic. De ce nu vinzi? Nu vând nimic. De ce? Ai sculat iar din somn, intri peste noi, nu ți-e rușine. Păi ce e aici, bordel? Păi ce e aici, bordel? Trebuie să vii tu peste noi. Adică aici. Vino cu amă, mică, să vă pun așa să ceva mâncați. N-am văzut. Mânca var draci să vă mănânci. Să te mănânce. Să mă mănânce, vezi că te iau la bătaie, dă-te dracu. Hai, lasă-mă, mai mă da dracu. Să vă pun masa, mămică, stai jos, mămică, stai jos, să vă pun masa, da, să mâncați. Asta e micul dejun. Mai chiftele, chiftele? Dar ce să-ți dai, ai adus, mămică, bani? Păi ce trebuie să fac, o să dau la lumea. Ție, măta, tot așa spunea să mănânci? Ia, ne scoate ochii pentru trei chiftele. Dar măta să scula așa, să te scoale la ora 12 să spună să mănânci? Te rog frumos, vreau o cafea. Cât ai stat cu bărbatul, să-ți fac o cafea? Păi să-ți fac o cafea. Ai adus bani de cafea? Ieri ai plecat la măta, că nu ți-a convenit să mănânci urzici. Ai plecat la măta, să mănânci, ce la măta, ți-a dat frituri să mănânci? Păi asta e micul dejun pentru 3 chiftele, 4 chiftele. Cum asta e micul dejun? Păi asta păi e și mănânci, ai spus, să fii mersi, să spun salumana. Dacă tot nu sunt mulțumiți de chiftele, Ioana le mai servește celor doi o surpriză. Ia uite, mămică, a venit factura. Cine plătește factura de gaz? Mi-arăți mie? Că n-ai dus să ieși cu mărțișoare. E stația plină de mărțișoare. Eu nu ies cu mărțișoare. De ce? N-am nici tu, nici el? Păi știi ceva? De ce? Trebuie să vinzi 2000 de mărțișoare ca să plătești factura. 2000 de mărțișoare? Mă, și-mi place eu de păi cu ce plătim factura? Factura, cu ce plătim? Cu ce plătim factura? Câștig la aparate de seară și să plătești. Câștig la aparate? Aolo! Mămică, când ai adus-o pe aia altă din țigănie, m-ai întrebat și pe mine. Ai fost accident, nu ți-am spus. Și pe aia, a doua femeie. M-ai întrebat, mamă, o aduci și-o pasta în casă? Nu le aduci în casă la mine. Unde să le duc? La uscător, la subsol, nu e casa și nu e și casa. Cum unde să le duci? Păi cum servii să le întreții? Păi dacă nu este de muncă, mă dau la lume. Ai și tu rușine de mine. Mama are 53 de ani. Și cum să-i duc eu femei în casă să le ție mama să le dea să mănânce și mie și la femei? Adică peste 3 săptămâni ies cu mărșoare după ce se termină mărșoare. A, după ce se termină mărșoare, faci mișo de mine, ce vrei faci mișo de mine. De ce faci mișo de mine? Ia spune și mie. De ce faci mișo de mine? Că te-am crescut amărâtă? De ce faci mișo de mine? De ce faci mișo de mine? Că te-am crescut amărâtă? De ce faci mișo de mine? Hai! Faci mișto de mine, a? Că te duci peste 3 săptămâni, m-au împrumutat la lume. 5 milioane m-au împrumutat. 5 milioane m-au împrumutat ca să iau mărțișoare, să-ți dau să mănânci. Ajung la pușcăre, mănâncă, mănâncă că-ți dau să mănânci. Mănâncă că-ți dau să mănânci. Mănâncă că-ți dau să mănânci. Mi-ai adus o pasta aici și ai unde era bordel? Unde era bordel? Unde este? Ce faci? Dai fi tu trai și de mine. Păi de ce s-a uitat de tine? Lasă-mă că mă enervez. De ce să te enervezi? Lasă-mă, te rog frumos. De ce s-o las în pace? De ce s-o las în pace? De ce s-o las în pace? Că înșir femeile, mi le aduci în casă, de ce s-o las în pace? O, că m-a dus la spate. De ce? De ce nu ești? Nu ies. De ce nu ești? Lasă-mă în pace. De ce nu ești? Rându-mă să trebuie să intru în casă, că mă mai lua de cap, mă doare capul. Perseverența Ioanei este mult mai puternică decât durerea de cap a lui Nuțu. Băi, fii atent, că gata, că acum chiar mi-a venit crizile. Te-ai băgat în paste culci? Scoală, mămică, scoală, că nu ești la bordel aici, nu ești de la hotel. Când să te aud, hai, hai, mai bine scularea, scularea, mămică, scularea, 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 din pat. Scularea, du-te dracului de aici, scoală, scoală sus din pat. Ia uite ce e aici, ișa. A, uite. Hal de om de 36 de ani. Cu de-astea stai tu în casă? Ai? Cuza nu mă uit la astea. Ce tavernă aici și cu de-astea stai tu în casă? Cu de-astea stai tu în casă? Cu de-astea stai tu în casă? Ai? Anunț-ia un pic de rușine de mine că am 53 de ani. Hai, scoale-i sus în pat. Hai, te duc la jocuri. Pentru o repartiție echitabilă a săpunelii matinale, urmează la rând Reli. Doamne, mare, ce puterea ta, doamne. Ce faci cu con aici? Spăl vasele. Speli vasele? Da. Cum speli vasele? Uite așa, cum le uite vezi. Așa, cum le vezi? A,
dat Dumnezeu să faci tu treabă? A, nici acum nu-ți convine? Așa să spală vasele. Așa să spală vasele. Așa să spală vasele. Dar cum? Ligheanu, unde e Ligheanu, Ligheanu? Că nu e bandă detergent. A, uite ce spumă e pe vasele alea. Și la bărbată tu la spălai vasele așa? Cum vrei, cât vrei, o picătură să pun de cum detergent? O picătură? La măta ce ai făcut acasă? La măta, la mama mea la măta stă la curte. Păi la măta stă la curte, măta nu dă apă pe cur. O picătură de detergent îți spune în spăl vasele. Aici când te duci la veceu și trage apa, vine pe bamă mică. Știi treaba asta? Hai că mă duc să iau Ligheanu din baie. Hai că te duci să iei Ligheanu. Hai du-te și ia Ligheanu în baie să te vedem cum speli vasele. Ligheanu în baie. Reli încearcă să-i facă pe plac soacrei, ci ia indispensabilul Ligheanu. Degeaba. Hai să te vedem că mai spumă e pe vasele alea. Uite, haltă vase ce le-ai spălat. Asta e haltă vase ce le-ai spălat. Da, păi mai încetul, ce faci aici? Cum să da mai încet? Cum vrei mai ferea păi, să ce mi-ai făcut? Ai mi-ai făcut de mă las și face să spăl vasele. Te rog frumos să pleci din casă. Mi se lua bărbatul tu. Nu plec. Te duci la bărbatul tu ăla. Că l-ai găsit pe cociumachii ăsta. Ceea ce am venit la proasta asta în casă, să spăl vază, să nu fac nimica, să dorm, tavernă. Vă uitați și pe casete porno. Ce faceți toată ziua pe casetele alea porno? Hai? Ce casă? Ce faceți pe casetele alea? Nu ți-e rușine femeie de 34 de ani și el 36 de ani? Mă lași femeie să spăl vasele? Să te lasă să spăl vasele? Mă lasă să spăl vasele? Păi de ce să te lasă să spăl vasele? Păi ai vasele? Ia uite spumă pe vasele alea. Și când vrei? Uite spumă pe vasele alea. O picătură, picătură. O picătură. Ia lasă-mă pace și treci. Dai drumul, hai, carte, carte că spăl eu vasele. Carte, de drum, vedele pe casete, carte, știi pe casete. Uite-te pe casete. Inevitabilul s-a produs. Bruma de bunăvoință a lui Reli s-a dus ca și detergentul de pe vasele rămase de izbeliște în Ligheanu. M-am săturat cu nenorocita asta. Tot timpul îmi spune de turcoaică, de câte ori vreau să fac o treabă de turcoaică, în continuu îmi spune. Nu e mulțumită de mine niciun fel. De la bine am ajuns la rău, rău, rău. Să-mi fie frică să pun mâna pe un detergent, să-mi fie frică să pun mâna pe o ghiuvetă, să-mi fie frică să spăl un vas, că vine după mine. Oricum aș da-o și orice ar face, nu e mulțumită Ioana de mine. Nu se gândește că n-aduce un detergent în casă. Nu se gândește că vine apa de plată, la întreținere. Nu se gândește. Nici vasii la vârsta de 34 de ani nu știe să le spele. Băiatul meu numai toroape de-astea mi-aduce în casă. Eu nu știu ce să mai mă fac cu Reli și cu băiatul meu ce-mi face în casă. M-a terorizat. E un nenorocit de copil. Să plece unde o vrea amândoi că nu-i mai țin. Exasperată de mofturile Ioanei, Reli vine să-i se plângă lui Nuțu. M-am săturat cu nenorocita de maică. Ce vreți să-i fac? Ce de ales? Cum facem? Cum... Vreți să plecăm de aici? Da. Mai înghite și tu două, trei vorbe. Nu mai înghite. Ce faci? Uite, nici parfumul meu. Du-te și cere bani să-ți iei parfum și... Hai, să plecăm odată de aici. Ce faci? Dă-mi și mie niște bani. Ce faci cu banii? Să-mi iau și un parfum. Păi de-aia ajuns că-ți dau să mănânci, să iau pâine să mănânci. Nu e de-aia ajuns că-ți dau să mănânci? Dă parfumuri ți-ar de, ia spune și mie. Ia spune și mie că m-am săturat de tine. Am rupt unul pe tine și pe ăsta rup. Dar trebuie să-l aduci înapoi că ăsta costă bani. Ăsta costă bani, băi, norocitul, ai înțeles? Ăsta costă... Hai, hai, fă-te! Râs, păi, totdeauna, șarâs! Așarâs! Totdeauna, șarâs, bă, șarâs! Întind mâna la mine! Întind mâna la mine, păi ești de râs! De-aia râs, că ești de râs! Ești de râs, alcoolistule! Ești de râs, nenorocitule! Cu panorama ta, ți-ai panorama! Ți-ai panorama și pleci! Și pleci de aici să plec! Ți-ai panorama și pleci! Îți trebuie bani de parfum! Bani de parfum, îți trebuie. Cui zici oarba? Cui zici oarba? Dă-mi fac drumul și mă văd asta. Cui zici oarba? Praful să aleagă de tine, mă mică. Hai că îmi fac eu pe ăsta praf pus asta banii și pe să vedem, aduce altul ca să bat covoarele. Să vedem, aduce altul ca să bat covoarele. Nenorocitule ce ești. Îți dau mâncare să mănânci și vii să începe bani de parfumuri. În fața acestui refuz categoric, Nuțu se descurcă singur, jefuindu-și propria mamă. Ia astuta și pleacă de aici, vezi încotro ei. Caută, acum să plecăm o dată de aici. Uite-mă că am găsit niște bani. Ai găsit? Ce dracu faci cu ăștia? Ăia, îi luăm și plecăm. Mergem la jocuri. Mergem, bem o cafea acolo și... Și o aranjeze pe doamna asta. Și atâta iată vorbă cu mine. Haide, mergem. S-ai îmbrăcat gata? Da, m-am îmbrăcat. Dacă ai că plec și nu mai stau de... Nu mai mă vezi până de seara la 13. Unde ați plecat? Plec de cum să stau cu tine, să mă încerc cu tine. Unde vă duceți? Mă duc așa, mergem la jocuri. La jocuri? La jocuri? Da. Tu ce haldă fată ești? Eu am pus să fac mâncare. Tu te duci la jocuri acum? Da. În loc să pui mâna să mă ajuți la treabă? Păi dacă o iau cu mine eu. A? Păi oricum nu ești mulțumită femeie și cu tine de ce să stau? Tu ca femeie, dacă era o femeie de o lună de zile, tu îi spuneai, mă, mă, tăi amărâtă, mă, tăi, vai de capul ei.
Hai să stăm, dacă nu ne răsurcăm cu nimic, măcar să o ajutăm și noi cu ce să putem. Ia vino coace, vino coace. De unde ai bani? De unde ai brață? Ia brață! Ia brață muzărat, mă! Ia brață muzărat! De unde ai bani ăștia? De unde ai bani ăștia? I-am găsit! I-ai fra bani! I-ai fra bani din casă! I-ai fra bani din casă! I-ai fra bani! Ce real tacul o să fii! Ce real tacul ăla nenorocit! Dă bani coace! Dă bani! Afară! Așa nu vrea să așa l-ai învățat, de-aia spătă măi pe-n cameră? Ia spătă măi pe-n casă după bani? Înapoi, cum cum adică e ultimii bani? Ia spune, ia spune, ce ai tu de gând să faci? Ce ai tu de gând să faci? S-a rupt unul, cred că s-a mai rupe unul, ce ai tu de gând să faci? De ce mi-ai luat banii din casă? De ce dă banii coace? Nu sunt ai tăi banii ăștia, trebuie să o luat cineva. Cum nu e banii mei? Am luat tățără în plus. Băi, știu, ia să văd câți bani acolo. Este 600 de mii, trebuie doar la un băiat. 600, ia să văd să văd. Să dă la un băiat acolo. Păi de dimineață nu aveai nici bani de țigări. N-ai ieșit afară din casă. Avem pitiți. N-ai ieșit afară din casă. Unde aveai pitiți? Dacă ești cu doamna din casă, te duci în stație. Păi mă vede lumea pe mine, ce fac eu cu astea? Cu ce faci tu cu astea? Păi asta îți dă să mănânci, a? Hai să ieșim afară. Asta îți dă să mănânci. Cum asta îți dă să mănânci? Tu treci în casă? Treci eu cu tine nu stau. Treci aici și eu cu tine nu stau. Te rog frumos, treci aici la treabă. Mă duc după el. Hai frumos, să mai trage de mine că nu stau. Treci la treabă să faci mâncare, mă mică. Nu mai trage de nu stau. Tu cu aia că în viață ei nu s-au cealalt. Nu știa ce e jocul, știi ce s-au când bea o cafea. Ai altă legea. Ai înțeles? Păi că sunt rămâncă. Păi era femeie de casă. Era femeie de casă. Era femeie de casă. Lasă că nimeni. Tu ia de ce ai învățat? Te-ai scoala 12. Și acum pleci la jocuri, nu e ceasul 3. Da, da. Așa, acum pleci la jocuri. Păi, stai la jocul cu bărbații. Dacă să stau cu o femeie nebună, nu stau. Nu stau. Păi, păi, aruncați urmă lui Turcoaica aia. În urma lui Turcoaica aia tu nu calci. O iei și te culci la jocuri. La jocuri mă culc. La jocuri te culci. Ai înțeles? Cum e? Diseară vii la dormitor? Femeie nebună casă, nu stau. Diseară vii la hotel? Nu ești normală. Vii la hotel, doamna, diseară? Nu ești normală, da. Aolo, da. Unde te culci? La da. Mine în casă n-ai ce să cauți. E, ca să vezi. Te rog frumos, la mine în casă n-ai ce să cauți. Du-te că ești o femeie nebună. Pa, sunt o femeie nebună? Ești o femeie nebună. Bine, hai. Ești o de femeie nebună. Hai că vă prind eu pe un pic în să fiți amândoi. Bolborosind mai departe tot felul de blesteme, Ioana rămâne, din nou, să rezolve singură treburile casnice. Eu așa ceva n-am pomenit și eu nu mai pot să mai suport cu maică ta că e o nebună, eu nu știu. E dusă cu capul. O agăl și o spânzur să mai ia mașina pe domnul spânzur. Tu ce mi-ai promis mie? Eu și plecăm de aici, văd ce am zis. Că te angajez, că schimb viața, nu că... Nu uite că nu ești pe prost. Mă duc să dau la lume în cap să omor lume. O să încerc să caut de muncă. Ori plec în Spania, plec în Italia. Și fie că face mama ce face, tu cu tine rămâi și nu mai plecăm în ce înțeles. Să nu-i de rămâne. Și nu te las prostul care ești prost, înțeles? Da? Atunci o tărește, fă ce faci, la un fel, plec, eu în casă nu mai stau cu maică ta. Între timp, acasă vine în vizită Floarea, sora Ioanei și singurul om care o ajută în inițiativa ei de mic antreprenor. Nu mai îți vine copiii tăi să mai vândă și ei mărțișoare, că am înghețat de fric? Și eu ce să fac, care e treaba cu ei? Îi ține așa în casă să-i degeaba? Păi ce să fac, sorul meu, sunt vai de capul meu, dați deață, mă cert, a luat-o pe doamna Reli și a plecat la internet. Sunt vai de capul meu, nu știu ce să fac. Eu nu mai știu că am înghețat de fric, să fie clar. Păi te cred că ai înghețat de fric, dar dacă nu mă ajut, tu cine să mă ajute? Pe mine cine mă plătește? Că nu mă plătește nimeni. Păi dacă tu nu mă ajut, cine să mă ajute, nenorocițe ăștia? Știu că ești amărântă, nenorocițe ăștia? Tu strici că nu dai afară din casă și pe ea și pe el. Afară cu ei. De când și-a băgat în câr cu doamna Reli? Păi da, că și-a lăsat nevasta lui din Turcia și-a luat-o pe parașuta asta. Numai nenorociri, numai nenorociri din față, sunt vai de capul meu, sunt vai de capul meu. Ciordește! Păi cred că mi-a furat și bani. Ai grijă să nu-ți fure și de Marco de aici. Păi dacă sunt acasă, la unde să le fure, unde să le duc? Unde să le duc? Că sunt toată ziua acasă, nu vezi că ciordește. De ce te-a lăsat pe tine cu mărțișoare? Că dacă le las în casă, vine și îmi fură tot. Tu, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tine, pe tine la spital nu te primește. Tu pensie n-ai, tu nimica, tu ai crescut pe ei. Așa. Nu vine unul să-ți aducă o bucată de pâine. Nu vine. Nu vine. Le-ai dat bani la joc? Nu le-am dat, sori, eu niciun bani. Nu le-am dat. Am pus 600 de mii de lumină. Și unde ai pus tu banii? Păi am băgat acolo în vitrină, unde pitesc eu banii, știi? Mai ai bani acolo? Păi nu știu, să mă duc să mă uit. Ia-te și uite. Mă duc să mă uit. Ioana urmează să aibă o surpriză foarte neplăcută, dar nu total neașteptată. Nu mai e, sora mea, niciun ban. Mi-a luat banii, sora mea, de lumină mi-a luat. Mi-a luat banii de lumină, mi-a luat. Spune și tu ce hal m-a făcut. Cât ai lumina? 600 de mii mi-a venit lumina. O să dau eu. De unde n-ai? Tu mai ai bani în pensie? O să dau eu, împrumut eu și îți dau eu. Te ajut eu, lasă că îți dau eu. O să dau eu. Ai fost după el pe dată la jocuri? N-am fost. Să vezi ce face? N-am fost. Și de ce nu te duci? Hai,
Hai, mergem amândouă după el? Mergem. Mergem? Mergem, da. Să mergem. Și atunci ai spus să nu mai vină cu ea la mine în casă. Nu, bă, de sunat cu aia. Îi spun să nu mai vie, să vedem ce fac și nu mai vine la mine în casă. Hai, mergem. Haide că mergem. Hai. Cine, mă, cu voi? Halo, stai! Pândă și tu stai la jocul, mă, mică? Și ce vrei să fac? Cum ce vrei să faci? Păi nu vezi că e aglomerație în stație, vinde ai, o aglomerație în stație, vinde o groază mățioară. De ce ai luat banii de lumină? Să mă joc la aparate. Să te joci la aparate, păi, nu? Păi ce trebuie să fac? De atâta timp aici stătești timpul, nu? Păi aici stau, unde vrei să stau în altă parte? Aici stai? Mă duc să dau în lume, să bat lumea, să le dau un cap, să mă duc la pușcărie. Câți bani ai băgat până acolo la aparate? Un milion. Un milion? Păi... De unde ai mai luat? Că mi-ai luat 600, de unde ai mai luat bani? Am luat împrumut de la un țigaș. Ai luat împrumut, nu? Așa. Dar de ce vin cu ace? Cum de ce vin cu ace? Păi nu vezi ce scrie pe peretele acolo, că aș dat-o și a zis, n-are voie să intre femei martologii. N-are, da, păi ea ai voie soția aici? Păi ea este al parte. Cum e pe aparte? Tu ești martalat, a zis că n-are voie să intre femei martologii. A, martologii, nu? Și ea putea să o ții zi de zi aici, nu? Și adă că vine, și adă că vine să ceartă cu tine. Îmi lua să facă mâncare acasă, trăi soția aici. Și adă să ceartă cu tine? Să certe cu mine? A, mai bine să stea lângă tine la aparate, nu? Păi și adă lângă mine, bea o cafea. Ia câți bani ai băgat la jocuri? Eu n-am băgat, că nu-i băgăi. A, știu că la banii de lumină? De ce vine zi în casă? Ia spune și mie. Păi eu stau în ai știut că am banii de lumină? Dar de ce veneai tu cu aia? Păi că vreau. Dar ți-a zis cineva să vin cu aia? Nu, dar am vrut eu să vin, că mi-am înghețat de frig. Ce te văd la mărtișoare, când te-ați mărtișoare? Hai, o să stau în stație să îngheț, femeie bătrână, și tu să stai cu ea aici. Păi nu vezi că ai blană pe tine. Am blană pe mine? Mă, mică, câte datorii are aici? Are ceva datorii la noi. Are? Joacă de mult aici? Joacă. Vine camerul la joc aici. Și cu ea, nu? Și cu ea. Și cu ea vine, nu? Da? E frumos ce faci? E frumos ce faci asta? Dar nu te doare pe tine ce faci? Cum nu mă doare? Cum nu mă doare? Ia ieși afară de aici, ieși afară. Ieși afară de la jocul de aici. Lasă ceva, lasă boșul jos. Lasă, ia mâna. Ia o focăsoară, dar ieși afară de aici. De ce să ieși afară? Ieși afară frumos, haide, ieși afară și mergi acasă. Ieși afară, afară, ca să nu mai mergi. Hai, nu mai mai nevoie de ieși afară de aici. Hai, ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Și să mă ia mașina, văd mai venit aici, gata, afară, afară. Afară, să mă mut de aici. Și vine eu în 10 minute. A nebunit ăsta? Și aici vine mă tată pe noi. Păi zici că este fata lui Cristofor. Nu am nemărit de puterea. Mai nebunit și familie, complet. Te rog frumos să ieși afară. De ce? Nu vreau, nu vreau scandaluri aici, nu vreau probleme. Nu, ce scandal? Chiar te rog frumos să ieși afară. Ce spune tu că am zis că bani luai? Te rog frumos să ieși. Ieși afară, că nu mai dau ce bani. Te rog frumos să ieși afară. Ieși afară. Data viitoare când te întorci. Te-am marj. Vi cu banii când te întorci. Te-am marj, băi. Vi cu banii. Nu mai dau bani cu bani, te-am marj. Hai. Se pare că acțiunea Ioanei la sala de jocuri a avut totuși un efect. Pe de altă parte, sătulă de hoțiile lui Nuțu, ea decide să adune ce obiecte de valoare mai are prin casă și să le ducă spre păstrare la vecina Raluca. Bună, Raluca! Haide, ce faci? Ce să fac? Bine, Mata? Ce? Uite, am venit până la tine, mămică, că am și o problemă. Te hai, rog, stai jos, stai jos! Uf, nu mai pot. Ce-ai făcut, bre? Ce s-a uite cu băiatul meu. Mi-a făcut banii de lumină din casă. Hai, bre! Și am adus mămică astea, să le las la tine. Da? Că mie că mi le pune și pe astea și mă nenorocit, ai înțeles? Da, da, da. Și contractul de casă, că vrea să ducă să ia telefoane pe el. Așa. Deci te uiți la ele, nu le dai la nimeni, la nimeni nu le dai. Nu. Te rog eu mult de tot, da? Că mă duc, că mie că intră în casă și nu știe ce mai mi-a dat în casă, că mai am puțină marfă. Te rog eu mult de tot, da? Hai, stai liniștită că eu ți le țin. Bine, Raluca, mersi, mamă, mult de tot. Bine, bine, bine. Între timp, Nuțu și Reli s-au întors acasă și profită de câteva momente de intimitate favorizate de lipsa Ioanei. Cum însă ea nu lipsește prea mult, nici următorul scandal nu e prea departe. Ce e, bă, cu voi, halul ăsta? Ce e, bă, cu voi, halul ăsta? Ia spune! Că la baie! Cum ai făcut baia mândoi? Fă-ți-a nu-ți-a rușine, ia spune! Ce să fie? Mă, omule, 36 de ani! Ce e aici, hotel? E casă de la nevoie! Așa spui tu mie că ai făcut dragoste! Și tu fă nu-ți-a rușine! Fă nu-ți-a rușine! Să pleci din tură de aici! Nu plec deloc! Să pleci din casă de aici! Să pleci! Să-ți-ai drumul și pleci! Îți-ai drumul și pleci cu ea de aici! Ce mi-ai făcut în casă? Zi-mă în amiaza mare! Dar eu poate eram în casă, tu ce făci? Te răspăi firea goală? Hai, zi-mă! Nu ne plătești, de ce să te las în pace? De ce să te las în pace?
Ți iei drumul și pleci la nevastă ta. Nu plec la nevastă. Ai înțeles? Și pe asta să pleci în casă. Nu, o eu și plec cu ea. Pleci cu ea, la mine nu ai. Sunt terorizată ce faci tu mie. M-ai drogat dimineața la prima oară. M-am drogat dimineața la prima oară. M-am drogat dimineața la prima oară. De ce m-am drogat, hă? De ce m-am drogat? M-am drogat de bună ce sunt, hă? Hai, hai de la să-mi faci ce sunt. Hai să mă pupă ce că mă pită. Acum te îmbrași și ești în casă, bă. Afară în casă, bă. Gata, mi-ajunge, mi-ajunge. M-ați nenorocit. M-ați nenorocit, grație-i d***ului să fiți. Dă panaramele, dracu. Exasperată, Ioana vede că nu mai are nicio autoritate asupra fiului ei, așa că decide să apeleze la consilierul de urgență. A doua zi începe cu o nouă discuție. E drept mai calmă între mamă și fiu. Ia spune, mămică, ce ai de gând să faci? Ce am de gând? Păi să vorbim și noi așa. Zi. Tu ești băiatul meu, eu sunt mama ta. Ce ai de gând să faci? Ce spune și mie? Ce faci tu mie în fiecare dimineață? Dar eu bani să plătești lumea, trebuie să-mi faci treaba să fii după mine la jocuri, să văd lumea. Păi cum să nu viu la jocuri, când sunt vai de capul meu? Sunt vai de capul meu. Mi-ai adus-o și pe panorama asta pe capul meu. Ce vrei să fac? Uite cât e ceasul. Unde este? Ce vrei să fac? Doarme. Doarme? Da. La ora asta doarme. La ora asta doarme. A. Din cauza ta faci treaba asta. De ce din cauza mea? Din cauza ta. De ce din cauza mea? Ești tare în gură cu ea. Cum sunt tare în gură cu ea, nu? Ziua în amiaza mare, stai să faci baie, să ieșiți de spuiați. Păi ce trebuie să fac să stau așa, nu mai am voie să fac baie? Păi ai plătit odată apa tu cu ea, că ai văzut lună de lună vine apa pe apometru. Întreținerea, cât un milion. Cine plătește, mămică? Hă? Plătește ea, Reli și cu tine? Fă-ți-o de drăgă, mie, dacă e să plec, dacă nu-ți dau bani, să trimit banca. Unde să pleci? De ce nu te duci la nevasta ta? Nu plec nicăieri. De... Păi femeia e pe patul spitalului, mămică. Și copilul tău o să ajungă orfan. Eu nu te-am dat pe tine să fii orfan. Meu, băiatu. Eu nu te-am făcut pe tine orfan când am stat la altul. Așa, că leu. Eu am avut grijă de tine și nu te-am dat la stat, nu te-am opărit. Așa. Deci copilul ăla, dacă nu te duci în Turcia din cauza lui Panorama asta care doarme până la ora 12, așa, copilul ăla ajunge vai de capul lui. Ce ai tu de gând să faci? Spune. Ce am de gând să fac? Să bei o sticlă de spirit. Faci mișto de mine că te-am crescut? Ia spune și mie. Cum să stau jos? Faci mișto de mine că te-am crescut, mămică? Ia spune și mie. Spune și mie. Fantazie, cum să stau jos? De făcut cu băiatul meu, uite cum m-a luat când erai cu dâncu aica, nu făceai teatrul ăsta. Nu mă uiau, gata. S-a dus. De ce nu mă uiau? Ce mă sunt dacă mă uiau, gata. Când te culci, iau cuțitul și bag în tine și mă duc la pușcărie. Și ești la pușcărie 25. Păi și-a scăpat de tine. Păi, de ce te păi cresc un animal, mai cresc păi, un copil. Păi cine te caută? E clar, orice discuție între Ioana și Nuțu ajunge să se transforme în scandal. Poate că sosirea consilierului de urgență va favoriza o comunicare mai normală. Bună ziua, Irina Petreanță. Ioana. M-am făcut Ioana Petreanță. El e băiatul meu. Irina Petre. Despre care e problema. Am înțeles. Da? Și... E doamna consilieră, am sunat-o, să ne rezolvă problema între mine și între tine. Da. Să ne ajute. Să încerc să vă ajut. Să încerce, da, să ne ajute. Da? Da? Putem să mergem da, să da, pufteți înăuntru. Haide, vino și tu. Mai vii și eu? Da, 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 vii și tu. Nuțu nu înțelege foarte clar ce se întâmplă, dar se conformează. Am înțeles de la telefon că ești supărată. Da, care e problema. Și văd că Nuțu e foarte supărat. Se vede din pe fața lui. Din cauza ei sunt supărat, că nu mă lăsă să stau liniștit. El a fost căsătorit în Turcia 11 ani de zile. Și are și un copil. De 6 luni de zile și-a trimis nevasta în Turcia, nu vrea să mai plece după ea. Ea la ora actuală este în spital. A adus pe una, a stat cu ea o lună, de o lună de zile mai mi-a adus pe o fată, Reli, care și la ora actuală doarme în dormitor. Păi din cauza ta că eu o fac așa să fac treaba asta. Orice poveste asta, are mai multe versiuni. Băiatul meu nu era așa. A început era să mă așa fure. Cum? Îmi ia din casă. Fură bani. Fură bani. Așa. Acolo lucra. Deci în 11 ani de zile doamna consilieră și-a luat casa lui. Deci femeia cu care a stat 11 ani de zile l-a făcut om. Bun. Și ești nemulțumită pentru că el nu face serviciu aici? Nu face serviciu. Plus asta mă și fură. Așa. Toată ziua stă la aparate. Aha, la jocul la ruletă, de da. Jocul și acolo de noroc. Toacă banii. Acolo, zi de zi, acolo stă. A adus-o pe doamna Reli care doarme și acum în dormitor. Okay, amândoi se scoală, mănâncă, nu are treabă, își bea cafeluța și la urmă pleacă la jocul de noroc. Deci tu îi țipi amândoi. Ea îi țipi nici amândoi. Nu are serviciu. Nici ea nu vrea să ducă să angajeze. I-a trimis soția lui de două ori bani să ia biletul să plece. I-a mâncat să cu vină ea. În Turcia. Să vină în Turcia. Păi dacă nu mai vrea să plece, nu mai vrea să plece. Dar banii i-a luat. Că erau banii i-a luat, da. Putea să-i trimită în dărăt. Că era copilul, nu? Pentru că eu m-a lăsat tata lor cu 5 copii și el a fost cel mai mare, la vârsta de 4 ani. Exact așa a rămas copilul lui.
are 4 ani băiatul lui. Și eu nu l-am dat la stat. Și dacă soția lui se întâmplă ceva cu ea acum, pentru că e la spital, așa, ce se întâmplă? Copilul lui îl înfiază. Cine îl înfiază? Familia ei. Și atunci cum să ajungă copilul ăla? Măcar am spus așa, du-te mămică acolo, vorbești cu ea frumos, stai lângă ea, vezi ce faci cu ea. Și pe perioada asta, dacă tu o convingi pe ea, îți dă și băiatul. Ea nu știe că el vrea să o rupă cu ea? De ce n-ați divorțat dacă nu v-ați mai împăcat? Am fost forțat de frații ca să nu fac treaba asta, că dacă fac treaba asta, că te împuși, că te obor, că a, nu te-a amenințat. Da. Deci tu ți-ai crescut copiii singură? Singură, da. Tata lor a plecat cu vecina. Cu vecina? Cu vecina, da. Și deci pe el l-a părăsit când era cel patru, mai mare? Cel mai mare, da. El e cel mai mare, da. Și nu vreau ca el. Am înțeles. Exact ce a făcut Taso, face băiatul meu acum. Irina Petre înțelege că păcatele de acum ale lui Nuțu sunt identice cu cele de acum 32 de ani ale tatălui său și că asta o bulversează de-a dreptul pe Ioana. Între timp s-a trezit și Reli, care vine și ea să se alăture acestei discuții. Bună ziua! Reli, mă numesc. Irina sunt, Reli. Ia loc, te rog. Da. Vă duceți dumneavoastră în parte, cealaltă când vreau stau în vreo. Aolea. De ce? Mușca? Mai rău. Doamna consilieră. Da, m-a chemat Ioana, că am înțeles că sunt probleme aici și sunt probleme foarte, chiar foarte mari. Mari. Nu știai că e căsătorit? Ba da, știam că este căsătorit, că are un copil. Așa. Da, eu am hotărât și el să fim împreună. Uh-huh. Dar mama lui nu este de acord cu mine. Și din crezi prima... că are motive întemeiate să nu fie de acord cu tine? Are dreptate într-un fel, că are soție, este legitim, nu sunt contrare și el un băiețel. Dar dacă Nuțu nu este de acord să mai stea cu ea, mm-hmm. Asta nu pot să știu eu ce s-a întâmplat poate în 11 ani că am auzit discuția și astea. Mm-hmm. Deci eu nu sunt de vină cu nimic. Nu era cu ea aici, nu am intrat. N-a părăsit-o pe ea pentru tine, da, că pentru pe tine mine. Te-a cunoscut după, după ce a plecat. După câte am înțeles, am mai avut femei. Ok, să înțeleg că tot ce ai simțit pentru ea s-a terminat. Terminat, adică e ceva rece asupra ea. Și vrei să se termine relația cu ea. Vreau să termine. Bun. Nuțu a ales că vrea să fie cu Reli. Da? Pe tine te deranjează Reli. Da. Și ei amândoi locuiesc aici împreună cu tine. Și da. Te deranjează și mă deranjează faptul că locuiesc aici împreună cu tine. Și nu pleacă la muncă niciunul din ei. Și nu au niciun venit niciunul. Da. Ok. Cum vedeți voi rezolvarea problemei? Ce-și dorește fiecare din voi? Nuțu, tu ce-ți dorești? Eu aș vrea să rămân cu Reli, că e o fată cu minte. Și vă împăcați bine. Ne împăcăm bine. Dacă Nuțu se duce la muncă, mă duc și eu. A, deci numai dacă Nuțu se duce la muncă. Păi da. Scuzați-mă, el să stea acasă și o să mă duc la muncă? Nu se poate. Ioana. Aș fi cea mai fericită să plece din casa mea. Și ea și el. Aha. Dar nu împreună și nu în aceeași casă. Dar nu. Eu vreau să plece la nevasta lui. Aha. Eu rămân cu Reli și asta. Rămâi cu Reli? Da. Deci locul lui lângă nevastă și copil. Uh-huh. Pentru că el a trăit mic greutățile. Nu vreau să trăiască și copil de greutățile. Nu altă femeie, nici Reli, n-am nimica cu ea. Numai decât soția lui. Numai soția lui să plece, să se zoară treaba lui. Nu mă duc, dacă nu plec. Și lasă-mă în pace, că să moare ce mai spune de mine ora. De ce să te lasă în pace? Vorbești de consilier acolo. Este o doamnă consilieră străină. Și n-ai un pic de educație decât să stai să vorbim. Într-una mă iei la asta așa. Ai înțeles? Lasă-mă dracu în pace. Trebuie să... Ioan, e presiunea prea mare un pic pe el. Lasă-mă să stau un pic de vorbă cu el. Du-te și lasă-mă în pace odată. Stau cu tine, dar te văd, cade tavanul pe mine că mă ia mașina în bot. Nuțu, eu te văd supărat și te văd cu o foarte mare problemă care ți apasă umerii. Hai să stăm un pic de vorbă. Da, poftiți. Hai, stai jos. Eu nu mai vreau să plec acolo într-o cea de zi de zi acolo, nu mai încerc ce am fost. Eu nu mai pot să închid pe femeia aceea. Dar ce a fost? Ce s-a întâmplat? Neamul ei a influențat. Deci o chestiune care ținea de toată familia ei. De toată familia ei, că ei... Tu nu te-ai împăcat bine cu ai ei? Nu, că eu am furat-o și la ei, cum sunt român, cum sunt astea, nu pot să închid ei așa ceva. Cum ai furat-o? Când m-am luat, eu am furat eu pe aia de acolo, din Turcia. Deci ei n-au fost de acord n-au cu fost căsătoria de acord, voastră? Da, n-au fost de acord, da. Deci ei nu te-au acceptat nu niciodată acceptat pentru că tu ești creștin? Da, că sunt creștin eu. Mă făcea Gheor, mă făcea de la și... Gheor? Da, cum să spun? Capoeira lui Ștefan cel Mare! Aoleo! Da, le-am spune vorbe de-astea, mă jicneau. Când ne-am rezolvat ce trebuia să-mi rezolv, adică după ce a luat-o de nevastă cu acte. Cu acte, am început să vorbească în fața mea, frumos, dar în spate, de când nu știa cum vorbea. Adică cu cumva spălase-și rușinea familiei, da, că ai luat-o cu acte. Dar de fapt tot nu te înghițeau. Tu nu mă înghițeau, dar niciodată. Și tu te-ai trecut la musulman? Nu, am fost forțat, am fost t-a și obligat? Plătit, da, am fost și eu plătit ca să mă trecă și nu. Nu te-ai trecut. Deci tu ce ai simțit acolo exploatat,
umilit, da, da, jignit. Munceam, de exemplu, de dimineață până seara, că atunci să făceam meseriuri multe, de exemplu, rămâneai după 7:30, mai rămâneai, munceai încă 2-3 ore. Veneam acasă tot așa, cu vorbe de-astea întoarse. Ce știe ea, că dacă era pe aici, ce știe? A trăit ea cu ea în casă? Mama ta ce știe? Da, de-astea. Aha, deci cumva existența ta a fost un pic așa, da, mai aventuroasă. Mai aventuroasă, da. Bun, și atunci mama a văzut în căsnicia ta acolo stabilitate pentru stabil, tine. Stabil, da, da, m-am schimbat. Da, că te-ai schimbat în, da, bine. Da. Însă tu, de fapt, ai suferit și te-ai simțit umilit, da, da, și călcat în picioare și, da, exploatat. Da, 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 da. Și ai decis că asta nu e viață. Da, da. Ha, greu. Este greu, da. Greu. Ce să fac, nu știu că am început să iau răzna. Asta este. Consilierul de urgență are în față un caz foarte dificil în care dreptatea nu este întotdeauna bine demarcată. Pentru început, este necesară o mediere între mamă și fiu. Tu ai știut de lucrurile astea? Toate nu mi le-a povestit, da? Și de el mi-e milă că e băiatul meu. Da, am ce să-i fac, mi-e milă rău de tot de copilul lui. Tu ai știut că el e umilit acolo? Că e... Prima dată am știut că când a furat a vrut să-l omoare. Și atunci am vrut să-l iau acasă. Și n-a vrut să vină el. I-a fost dragă și a luat-o de nevastă. Da, și a acceptat și ea. Deci ea s-a pus în toată familia ei. Nu a dat voie să-i facă absolut nimic. Aici e Romeo și Julieta în, da, toată regula. Deci și praful ea... s-a ales de bază. Da, ea, familia ei a dezonorat-o. N-a mai băgat-o în seamă. Dragă, din cauza... Lui. Da, lui. Deci ea a ținut foarte mult de el. Timp de 9 ani de zile n-a pus piciorul în casă la familia ei. Durerea mare a Ioanei este legată de nepoțelul ei din Turcia. Ea nu ar vrea să-l lase să fie crescut de familia de acolo și are argumente puternice în acest sens. La vârsta de 5 ani, păi el, că eu dacă merg în Turcia după marfă și știu că sigur se întâmplă asta, îl trimite cu covriș din aia, cu scoici pe stradă să producă bani. A, deci ei nu văd în asta o exploatare a unui minor. Nu, nu, la școală nu. Păi dar copilul ăsta înseamnă că nu are niciun viitor acolo. Nu are viitor. Decât să fie un om necalificat, fără educație, fără nimic. Fără, da, da, da. Și de asta vroiam. Ca copilul ăla să nu fie chinuit. Acum, nici copilul ăla să nu fie chinuit, dar nici copilul tău să nu fie chinuit. Da, m-am gândit și la el la cuvintele care mi le-a spus acum. Păi dacă vă certați numai voi între voi și nu spuneți nimic, nu vă adresați oficial niciunei autorități, lucrurile știi nu și se vor rezolva. Eu, dacă ea acum e în viață, deci cât e ea în viață, nimeni nu se atinge de el. Reli, tu știi ceva din toate astea? Nu. Deci nici nu mi-au spus, așa în mare mi-a spus ce v-am spus și dumneavoastră. Deci așa ceva n-am auzit. Nu-i zic să nu se ducă, nu-i zic să stea cu mine, asta depinde de el. Nu-i pune nimeni sula în coaste. O înțeleg și pe maică să are dreptate. Că și eu am un copilaș greu, nu știu, asta depinde de lui. Ce hotărăște el să facă, aia să facă. Conștientă că rolul ei nu este decisiv în această discuție, Reli pleacă și își caută de lucru prin casă. Ioana nu vede în asta altceva decât un nou afront. Ce faci, dragă, te-ai apucat curățenie? Doamna Reli, te-ai apucat curățenie? Uitați-o ce faci. Dar de ce, nu ești de acord să șteargă? Nu sunt de acord nimic. Nici dacă are bunăvoință, măcar aici unde nu vreau să-mi facă nimic. La toate mi le fac. Nu face bine? Nu-mi place cum face. Uitați, la 33 de ani știe să facă treabă? Nu știe să facă treabă. Uitați ce face. A luat o jumătate spray să șteargă 3 rafturi. Așa ai învățat la maică-ta? Aoleu, dar ce soacră ești tu. Așa ai învățat la maică-ta? Beleleu, Ioana. Acum ea chiar vrea să facă ceva, știi, să simtă utilă. Dar nu-mi place cum face. Mă nu-mi place cum face. Dumnezeu să fac cum știu eu? Nu, păi nu-mi place cum ce faci. Ce nu-ți place? Nu-mi place. O jumătate de spray da pe trei rafturi. Și tu cât? De fapt, știi care e problema ta? Că, Reli, exact ce ai spus la început, oricât s-ar strădui să facă treabă, tu, de fapt, nu vrei să o vezi în casă. De acord. Ce ea nu este și... de acord cu niciun fel. Că pun multă spumă, că deci nu deci îți găsește tot timpul orice, nod în papură? Orice. Casă de turcoaică, mai ales îmi spune în continuu. Turcoaica era, cum să spune, da, vrednică. Vrednică. Era. Nu se scula la ora 12 din pat. Când vrei să mă scurc? Păi dacă eu mă scurc la 6 dimineața și tu nu ești de acord cu ceea ce fac. Păi dacă te scurc, bei cafeaua, fumezi țigare și treci în pat. Păi și ce Ioana, să fac? Să știi că lucrurile, nu le-a, cauza nu e Reli. Nu ea a provocat ce s-a întâmplat acolo în Turcia. Nu, nu. Deci îți dai seama de chestia îmi asta? Îmi dau seama, îmi dau seama. Și de altfel nu e prima. Da. Ești da. De acord, da? Putea să fie 10, că dacă nu și-ar sunt... pune coada pe spinare să plece,
N-ai tu grijă, că vine alta. Deși este de acord că Reli nu are nicio vină, Ioana continuă să se poarte cu ea ca și până acum. De să ducă la maică sa că nu o vreau. Asta o tăresc eu. Nu o vreau. Am de făcut, nu cu tine. Am rugămintea noastră. Eu trebuie să plec să-mi câștig pâine. Eu, de obicei, ei nu înțelege. Aduc marfă de la turci ca să pot să plec. Eu acum trebuie să duc marfă la o doamnă să-mi vândă marfă. Ea nu înțelege că un spray care costă 120 de mii pentru mine valorează. Dacă nu mă credeți, vă rog să veniți cu mine să vedeți cum mă duc la uși, la lume, să bat, să-mi vândă marfă. Corăpire din serai, continuată cu o căsnicie în care soțul nu s-a lepădat de Hristos și nici soția de Mahomet, dar eșuată în prejudecăți religioase și ură de rasă. Reli, vine un pic aici să stăm de vorbă. Da. Hai, că până acum, știi, ai rămas tu de oaia neagră. Tu ai înțeles ce are Ioana cu tine? Eu nu știu ce nu pricepe femeia asta, că, păi, soția lui turcoaică nu mai iubește și mă iubește pe mine. Deci ne iubim amândoi. Da, știi tu cum sunt mamele, în general, știi? Ei le vor continuitate, mai ales că e cu un copil căsnicia asta soldată. Mai ales că și ea, ca femeie, a fost părăsită de bărbat și a crescut singură copiii. Înțelegi? Cumva ea își retrăiește propria viață, da, da, și vede în tine, mă rog, în tine sau în oricare altă, da, femeie oricare, care a venit acum, pe vecina care i-a luat bărbatul. Înțelegi acum ce transfer face asupra ta? Da, da, nu este corect așa. Nu este corect, dar astea sunt emoțiile ei. Hai să spunem că divorțează sau vine după tine sau te ia cu el așa, neînsurat, nenimic. Ție nu ți-e teamă că situația voastră e incertă? Că într-o bună zi ar putea, nu știu, să te lase și pe tine pentru alta? Nu. Ești așa convinsă? Sunt așa convinsă că nu. Deci tu mizezi totul pe o singură carte. Da. Părerea mea e că ar trebui să reflectezi cu foarte multă seriozitate la problema asta. Mai cu seamă că ai văzut Nunțu, deja a mai fost cu cineva, a mai adus pe cineva înaintea ta. A fost suficient ca mama să-i facă atmosferă ca să o îndepărteze. Te-ai gândit dacă ai putea să te duci împreună cu el, nu știu, la părinții tăi? Nu. Ar fi o soluție? Nu-l primesc. Aha. Mama lui Nuțu Ioana a fost la mama și a făcut un tămbălău și a măscărit-o și a ocărât-o, care mama nu suporta așa ceva la noi în familie. Nu se vorbește așa. Deci e clar. Voi n-aveți decât o singură soluție. Da. Să vă găsiți de muncă și să plecați de aici. Să luăm o cameră cu chirie. Deci exact. Nici la mama, nici la măsa. Așadar, din punctul de vedere al lui Reli, lucrurile sunt cât se poate de clare. Consilierul de urgență știe că un moment de răgaz este binevenit, așa că dă curs invitației făcute mai devreme de Ioana. Bună, Marica! Bună. Am venit să-mi dai și mie banii pe marfa aia care ți-am lăsat-o cu 2 săptămâni. Păi ce bani să-ți dau? Că nu mai... A venit fiul tău și i-am dat banii, eu nu am ce să-ți mai dau. Păi cum i-ai dat lui banii? Păi a zis că tu l-ai trimis, că ai nevoie de bani și a trebuit să-i dau și i-am dat restul. Păi eu ți-am spus să nu-i dai lui banii, la nimeni decât mie. Am zis și eu că na, e fiul tău și trebuie să ai încredere în el. No, dar acum trebuie să faci o regulă foarte clară, Ioana. Și oricui dai marfă să spui foarte clar, indiferent cine vine și o cere, numele meu, că mi-e fiu, că mi-e tată, că mi-e mamă, că mi-e nu știu cine, de la mine iei marfa, mie îmi dai bani. Pentru că dacă nu poți să pui baze pe el că îți aduce banii acasă, cel mai bine să controlezi situația. Da. Îi mai scoți de la el? Nu, no, păi de unde dacă nu are servicii? De unde mi-i dă? Și ce face cu ei? Să duce la jocuri. Când un om are patima jocurilor de noroc, orice ban are și dacă-s banii de pâine, ultimii, duce și joacă. În ideea că, las că de data asta câștigă. Uitați unde am ajuns. Umblu cu plase pe la uși, pe la lume, să mă rog să-mi vândă marfa pe unde lucrează, ca să-l întrețin. Și de pus de asta am furat și-mi ia și bani, ca să plece la jocuri. Asta e. Acum tot pățitul-i priceput. Ne învățăm minte. Da. La revedere. Nu mă așteptam să-mi facă ce mi-a făcut. M-a nenorocitul, a venit și mi-a luat banii. Văd ce fac, să plece din casă să mă lase în pace. Ioana ajunge înapoi acasă, pusă pe ceartă. Ultima ei sursă de venit tocmai a dispărut, din nou din vina lui Nuțu.
Ce faci, domnul Nuț? Mă juc, ce ascult muzică? Pe ce vreți să fac? Stai să ascult muzică, eu alerg cu marfă și te-ai dus și mi-ai luat și banii de la femeie. De ce? Mi-a dat din greșeală, mi-a dat. Cum de greșeală? Ce ai căutat la femeie la ușă? Ai luat tu banii de la doamna aia? Mi-a dat pe drum. Ți-a dat pe drum? Nu te-ai dus tu să iei? Nu m-am dus, eu mi-a dat pe drum. Și mai ai? Am cheltuit. La aparate. La aparate? De ce ai cheltuit la aparat? De ce ai cheltuit la aparat? Dacă îl bați, ce rezolvi? De ce ai cheltuit la aparat? Vorbește pe oamenii cu mine cum vorbești. Dacă îl bați, ce rezolvi? Scoți banii de undeva? Păi nu-i scoți, nu-i scoți, dar ce e de făcut cu el? Păi asta încercăm să vorbim, da? Dar ți-i dau înapoi. Când ai să faci rost de ei, poate să-i dai. Nu, tu ai mai jucat înainte să vii în România? Te întorci în România? N-ai mai jucat. Dar în Turcia, spuneam, ai luat droguri? De două, trei ori. Ai tras ceva? De două, trei ori. Că lucrurile astea, știi, n-apar întâmplător. Aici... Și droguri ai luat? Au fost accident. Și droguri ai luat în Turcia? Stai, 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 Ioana, faptul e consumat, Ioana. Faptul e consumat, Ioana. Eu altceva am încercat să-ți arăt. Că situația e serioasă, rău de tot. Nuțu, știi că lucrul ăsta nu se vindecă așa de la sine? Da, eu l-am făcut droguri de cu injecție. Am fumat țigări de la 2, 2, 2, 3, 4 ori atâta de am înțeles. Bun, acum nu mai ai... Ai fumat? De ce fumai? De ce fumai? Ioana, de ce supărare fumai? Poate fi. De ce supărare aveai? Ce supărare aveai în Turcia? Ce supărare aveai în Turcia? Ioana, Ioana, știi foarte bine ce supărare are că ți-a spus. Înțelegi? Nuțu, chestia cu jocurile de noroc e urâtă. Posibil și acum! Dacă el îmi ia marfă, ce știu ce face pe la joc? Se duce la jocuri de noroc, da? Deci a spus foarte clar, îi bagă în aparate. Ideea e următoarea, că toți banii, tu, asta e ca și o boală, nu tu, jocurile de noroc. Da. Înțelegi lucrul ăsta? Ai văzut, înțelegi? Doamna Reli, cu cine stai de vorbă? Ioana, de Ioana. Ce? Ai văzut cum s-a dus să le-a luat banii de la... Ioana, trebuie ca să vă dau să mâncați, ai văzut? Ioana, ai înțeles ce e de făcut? Să nu scap bani pe mână? Ai înțeles lucrul ăsta? Nuțu, te ajută dacă nu scapă bani pe mână, înțelegi? Și eu cred că ai nevoie să mergi să vezi pe cineva. Dacă vrei, pot să te ajut cu cineva care să facă terapie cu tine. Înțelegi? Jocurile de noroc, de un tip, nu scap de ele. Trebuie consultată. Păi de ce să facă mie terapie? De ce să facă mie? De ce să facă mie terapie? Nu mai Daniel. Aș vrea ce face, mă, dar-ți place. Mâine sare și la mine și îmi dă și mie una în gură. Ei, marfa și fioruși, care mă mânci după marfa mea, care mă mânci după marfa mea. E destul de soartă. Ioana, are o problemă, nu o rezolve așa. Ce problemă are că îi dau să mănânce, nu, că stă la căldură, că nu plătește lumină, mare că nu plătește nimic? Mare mâncare ce ne dai, Ioana. O farfurie de ciorbă. Ioana, dacă dai o gură de mâncare, să nu-ți pară rău de ea. Nu-mi pare rău, păi mi-ai și banii de la lume și asta, mei și calerg ca o cățea ca să le dau să mănânce. Asta-i mâncare. Reli, lasă-o un pic și pe ea că e supărată. Ești o femeie nebună. Reli, e nebună, mata, e nebună. Că acum te-au luat moșul de casă la mine. Ești afară de casă la mine. Nu mă face pe mine nebună, ai înțeles? Dacă e o femeie nebună, atunci de ce stai cu ea? De ce stai la mine în casă? Da, aveți dreptate, de ce mai stai la mine în casă? Păi nu, știi ceva? Vrei să plec? Plec. Da, da, da. Vin viața și dai partea mea. Vin și dai partea mea de aici. Ce partea parte mea de la partea mea? Stai, nu mă rețipat, hai să dormim civilizat, oameni buni. Păi am ajuns în halul ăsta cu copilul meu, da, să-mi fure ultima bucățică, pâinea, deci, care le-o dau lor. Eu îți explic că e o problemă, da? Că e o problemă foarte serioasă. Nu te spăla așa pe mâini de el, pentru că el are o boală, înțelegi? Care îl stăpânește. Tu trebuie să te protejezi, pentru că nu poți să-i ceri lui. Asta e o boală și o boală foarte grea. Nu. Nu-ți vrea nimeni rău. Da, dar tu te poți nenoroci singur. Nu zice nimeni că n-ai avut o viață amărâtă, chinuită și nenorocită. Eu îți spun doar, ai o problemă și trebuie să lupți cu ea. Trebuie să încerci tu singur și să ceri ajutor. Consilierul de urgență o ia deoparte pe Ioana pentru a afla cum și-a construit ea, de-a lungul vremii, relația cu Nuțu. Cum ai spune tu că a fost relația ta cu el? Ai fost o mamă îngăduitoare, iubitoare sau l-ai cam ținut așa sub papuc? Nu-l țineam sub papuc. L-ai bătut? L-am bătut. L-ai bătut, l-am tare? Bătut, da. Pentru că l-am asta bătut. Poate să fie una din consecințele violenței. Plus că dacă ai o copilărie marcată de violență, să știi că poți să te apuci de droguri, de alcool, da? Iată, de jocuri de noroc. Toate astea sunt adicții. Și poți să faci o adicție de genul ăsta pe fondul unei copilării marcată de violență. Da, am înțeles.
să vă arăt pozele. Arată-mi, hai. Să vă arăt, să vedeți ce copil era. Și aici era el la grădiniță. Când a rămas fără tată. Fără tată, da. Îți dai seama că și asta l-a marcat. Pentru că să crească fără tată, a crescut practic fără să înțeleagă de la un bărbat ce trebuie să faci tu ca bărbat, ce se așteaptă de la tine. Cum trebuie să te porți cu o femeie. Da, drept să spun. Și el a crescut numai în ideea cum să te facă pe tine mulțumită și fericită și să-l aprobi. Tu realizezi că el are nevoie de tine ca de aer? Că numai dacă îl iubești și dacă îl accepti și dacă îi arăți că ești gata să-l ajuți, îl câștigi, altfel îl pierzi? Pentru că el din copilărie poartă rănile astea. Înțeleg. Și înțelegi că poate să alerge la o femeie sau la alta să caute ce? Să caute iubirea necondiționată a unei femei? Da, păi așa mi-a spus că fata asta l-a făcut să uite de copii. Că... îi spune lucruri frumoase de copilul lui. Și eu îi spun lucruri frumoase, da? Vedeți? Da, dar tu îi spui și lucruri care da, nu-i și plac. Care nu, da. Și tu îl faci să se simtă că nu e valoros, da. Că nu, nu-l accepti lângă tine și că nu-l iubești decât în măsura în care îți face pe plac. Pune pozele la loc, șterge lacrimile și știi ce avem de făcut. Critica, reproșurile, amenințările sunt forme de abuz emoțional care lasă urme grele și de neșters de multe ori în sufletele copiilor. În dimineața următoare, consilierul de urgență o găsește pe Ioana parcă mai zâmbitoare. Să vedem dacă într-adevăr s-a produs o schimbare în atitudinea ei. Bună, bună Ioana. Cum faci? Le pregătesc micul dejun. De ce, nu s-au trezit nici la ora asta? Nici la ora asta nu s-au trezit. Și tu le pregătești micul dejun? Eu le pregătesc micul dejun. Dar de ce? Ei sunt neputincioși, sunt copii sau cum? Te-ai trezit tu mai devreme? Mă trezesc mai devreme, asta e ca de obicei. Așa? După ce că am fost, sunt sluga lui băiatul meu, am avut rușii să fiu femeie de servici. Dar te-a pus cineva? Ia! Păi dar ce să le fac ca să pot să-i scol să plece din casă? Și tu le faci micul dejun în fiecare dimineață? Eu le fac micul dejun. Când era nevasta lui Turcoaica aici, nu făceam așa ceva. Uite, le-am pregătit să-i trezesc să le deci dea să mănânci. Deci tu le cumperi mâncarea. Eu cumpăr mâncare. Tu le pregătești. Eu le pregătesc. Să nu spui că le duci la pat. Că nu, la pat nu, să mănâncă. Acum cade în picioare. Nu, aici la, îi trezesc să vină la masă să mănânce. Deci vin pe picioarele lor. Păi hai să vedem dacă vin pe picioarele lor. Da, poftiți. Scularea, haide, e ora 12. A venit doamna consilieră, v-am pregătit să mâncați, nu mică. Că ați venit la ora 5. Haide, da, sculare! Să te lasă în pace! Haide, sculare, sculare! Dar lasă-mă să mai stau jumătate oră, ți-am zis! De ce să mai stai o jumătate oră? Pe ora 12! În fiecare zi, aceeași poveste. Scena trezirii celor doi este parcă trasă la Indigo. Doamna iar consilieră, a venit să stai de vorbă cu doi nenorociți! După ce creierea, domne, peste noi în cameră, ce creierea în sluga ta! A, dai drumul că vine alături! Dar pe 6, dar... Am ajuns și sluga lui doamna Rei. Da, dai drumul. Mă lași o dată ca o străină. Turcoaica o străină când avem de asfaltul unul de zile aici, să-mi spună cum e la 5 dimineața. Și se făcea cafea. Aia era turcoaică. Aia turcoaică. Asta e moldoveancă. Asta e moldoveancă. Da, dai așa drumul că vin, hai. Așa e să trăiești cu ea? Să trândăviți până la, până la 12? Să vă duceți la restaurant de până când o să la restaurant? Da, ne lași, domne, odată că suntem major, ne-ai zăpăcit în timp și noi în cameră. Pe ora 12 te cuști tu? Da, că am venit de dimineață. La ora 12, da, am venit de dimineață, nu? A fost din la distracție. Da, dă-i drumul de aici, că vă scolă acum. Hai, scoate și ai să mergi. Haide, sculare, sculare, că a venit doamna consilieră, stai de vorbă cu voi. Eu nu intru. Haide să mâncăm. Eu nu intru. Băierilor la masă. Poftim, poftim, doamnă, că ai venit la 5 dimineața. Lasă, vin. Să-ți pui și masa să mănânci. Păi, da. Poftim? Ia loc. Să vă dau să mâncați. Că ați fost la muncă de noapte. Păi, mămică, Turcoaica nu era așa. Păi, lasă-mi dracu pe Turcoaica. Turcoaica la 5 dimineața să-ți spună, să spună așa, mă, nu spun ca lui doamna Reli? Păi, dă-te în fiecare dimineață când te scol, nu spui de Turcoaica, ce-mi faci tu mie aici? Păi, cum să nu spun de Turcoaica? Păi, de ce mai mă scol din pat? Păi, te-ai ora 12 și te-am sculat ca să vă pun să mâncați. Gata, vă pun să mâncați. Mai repede un pic, dacă se poate. Mai repede un pic. Am ajuns sluga ta și a lui doamna Reli. Ioana, dar știi ce nu înțeleg eu? De ce le mai pui tu mie case în față? Dar nu ne lasă. Nu vă lasă? Nu. Nu mă nebune. Nu suportă să-i umblăm oale, nu suportă cu tăie. A, e controlul da. General. Da. Ioana, păi da. Lasă-i să-și pună singur de mâncare. Da? Nu ne lasă, doamna. Poftim să-și pună singur de mâncare. Poftim. Foarte bine. Să vedeți ce figuri face după ce că le dau să mănânce. Dar nu le mai da să mănânce, lasă-i să-și facă singur de mâncare. Nici unul e zumor. Nici roșii nu este, nici brânză nu este. A pus cineva în frigider roșii, mie nu-mi place brânză. Dacă aveți pretenții, nu vă place ce găsiți la
femeia asta în casă, aduceți voi fraților ceva nu mai bun. Nu ne lasă doamna consilier. Dacă nu vă lasă să vă luați mâncarea voastră? Niciodată nu mai adus o pâine, doamna consilier. Așa. Deci o pâine sau 100 de grame de păi dacă nu știi să vorbești. Păi dacă nu știi să vorbești să iei cu binișor. Acum beți-vă o cafea. Ioana, hai mai să mergem dincolo, lasă-i pe ei să se trezească. Să-și bea cafeaua, da, să-și facă ceva, da? Ha. Da, să trezească din somn. Lasă-i în pace. Da. În sufragerie, conversația Irinei Petrea cu Ioana este întreruptă de telefon. Murat, vărului Emine, sună din Turcia să afle de ce Nuțu sau Mehmet, după numele lui islamic, nu se întoarce la soție și copil. Alo, Murat! Murat! Tamam! Ba, afedes în telefon, veni mai le telefon duegeac și imi problem barbe, Emine aici, în tamam. Și îmi veni mai le 200, Emine Istanbul, neca dar chiotu, venim o lup, ești pișe în glinder miru. Tamam, ne den telefonul ele atât. Mehmet? Eh? Telefona gel, Murat Seniario. Care Murat? Murat Istanbul, da. Alam. Al Murat, lasă-mi. Ne yapıyorsun? Şerefsiz sensin. Ne yapıyorsun? Oğlum niye karın yana girmiyorsun Türkiye'de? Fırat ne yapıyor? Ne? Fırat ne yapıyor? Fırat'a mı? Fırat'a soruyorsun. Fırat iyi. Emine ne yapıyor? Senin karın çok asal. Ne? Niye yana girmiyorsun bilmiyorum karının yanında? İşim var, gelmiyorum. Ne işin var? Boşanacağım ben. Ha, senin yüzüne kime para verecek, kime yemek verecek? Ya orada siz varsınız. Bir şey olmaz yani. Para yok oğlum, nereden göndereceğim ben evine koyayım paranı? Oğlum sen bir şerefsizsin. Eğer bana bak. Eğer oraya gelirsen kardeşlerim arayacağım, seni vuracağım yemin ederim. Gelmeyeceğim, boşanacağım ben artık. Bıktım ben artık. Ya dedin ki sen karın aldın o zaman, evlendin mi? Ben mi? Evet, evlenmişim. Ha, Emine'ye ne yapacaksın? Emine artık ben bıktım Murat. Sen de biliyorsun yani. Oğlum düşünme bunu abi. Çık hastanede yönecektim. Yarın öbür gün. Hiçbir şey olmaz, tamam mı? Hadi Emine'yi bırak ama çocuğuna niye gidiyorsun? Bir düşüneyim bakayım nasıl gidiyor buralarda bakayım bir düşüneyim, tamam mı? Niye Türkiye'ye geliyorsun, orada çalışacaksın? Geleceğim, iş yok oralarda, biliyorsun yani. Ne zaman geleceksin oğlum? Bir iki haftanın içinde geliyorum, vallahi geleceğim Emine için geleceğim, bir bakayım nasıl, tamam mı? Hadi gözükme, ben seni daha arayacağım biraz sonra. Tamam, hadi güle güle, yolun açık olsun. Güle güle. Hadi kendine iyi bak. Ne yolun açık olsun? Ne diyorsun oğlum çık olsun? Döneceksin ki ya durumu bul. Döneceksin ki ya durumu bul. Hem önce tespus. Hai, mă, nu te-a spus. A spus că turcul a jurat de la spurcat. Da, copilul moare de foame, nevastă s-a trage să moară și a zis că vine și îl împușcă. Și el îi spune că m-am însurat, nu mai vin în Turcia. Păi ce să-i spun, că divorțez? Da. Da, un pic, dar cine zice asta? Este un vârf al lui nevastă lui, a lui Emine. Deci cineva din familie. Din familie a venit de 4 zile din Turcia. Și a zis, hai măcar pe patul de moarte să stai de vorbă cu ea. Și l-a făcut mai nenorocit. A zis, iau... Mă rog. L-a făcut cu ea, vin la gură. Și îi spunea că n-am bani. Păi ce nenorocitule, ți-a trimis 400 de dolari, ce ai făcut cu ei? A spus că el nu pleacă, că s-a căsătorit. Nu se poate însura câtă vreme mai ești însurat odată, că ești bigam. Iar în România chestia asta nu-i permisă. Păi ne auzi, dacă mai dă vreodată telefon, nu-i spui că eu plec într-o să nu-i spui adresa să mă trezesc nu pe ea. Și ce ți-e frică de ea? Mi-e frică, nu cunoașteți turcii. Bun, hai să facem lucrurile un pic cu cap, da? Pentru că ori fi supărați și oamenii ăștia, ori fi periculoși, cum spui tu, dar există lege și în România și există lege și în Turcia. E nouă lege, doamnă, consiliu. Cum să n-aibă lege? Ei sunt niște oameni aparte. Hai să lămurim problema cu un reprezentant al autorităților turcești în România și să vedem ce-i de făcut cu copilul, cu soția, cu divorțul, cu lucrurile de genul ăsta. Da, bun. Sunt de acord. Da. Dar eu știți, dacă se întâmplă ceva cu eu, băiatul nu lasă acolo, leu. O să fie orice ar fi, băiatul meu. Foarte bine, dar trebuie să vedem lucrurile astea. Nu știu, să vedem cum, în ce condiții. Ca să nu faci o chestie care e ilegală și să ai de pătimit și tu și copilul. Convorbirea cu Murat a creat o puternică impresie asupra tuturor. Reli este și ea îngrijorată de posibilele consecințe ale propriei ei relații cu Nuțu. Acum, după telefonul ăsta, dacă el clarifică treaba să plece în Turcia, eu nu mai sunt de acord să stau cu el, o să-mi fac bagajul să plec. Trebuie să-și lămurească treburile cu turcii.
Eu în situația asta nu mai pot să stau.